Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Creștini ortodoxi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ilie. Polițiștii de frontieră au depistat încă o mașină furată în vamă. Peste 95% dintre elevii giurgiuveni au fost repartizați la liceu. A fost suplimentat numărul de tichete pentru programul Rabla. Prima ședință de Consiliu Județean cu momente confuze. Sărbătorit în fiecare an pe 20 iulie, Sfântul Ilie este unul dintre cei mai importanți proroci din Vechiul Testament, considerat făcător de minuni, aducător de ploi și ocrotitor al recoltelor. Este cunoscut drept stăpânul tunetelor și al fulgerelor, iar tradiția spune să nu îl ignorăm dacă nu vrem să avem de-a face cu furia naturii. Ce a fost înger într-o temeiul prorocilor, al doilea mergător. Sfântul Ilie este pomenit în calendarul creștin ortodox pe 20 iulie pentru că prin rugăciune și puterea încredințată de Dumnezeu a provocat o secetă cumplită în Israel și apoi a adus ploile care au salvat poporul de la pieire. Sfântul se bucură de o cinstire deosebită din partea bisericii, ziua prăznuirii sale fiind marcată în calendar cu roșu, însemnare ce nu apare în acest fel la niciun alt proroc. În această zi, giurgiuvenii au mers în număr mare la Catedrala Adormirea Maicii Domnului pentru a se ruga pentru sănătate și bunăstare și pentru a împărți bucate în amintirea celor trecuți la cele veșnice. Noastră și tuturor celor dragi în familia noastră, din casa noastră, să le duceți mesajul nostru de la mulți ani și bucurii pomicești. Să vă ajute Domnul Dumnezeu și Maica Domnului și Sfântul Ilie să vă sporească credința noastră și celor dragi celor pe care îi aveți apropiați, să le sporească Domnul credința și să le dea Domnul râvna Sfântului proroc Ilie, în dreaptă credință ortodoxă. Sfântul Ilie este celebrat de creștini ca profet, mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă, iar ca divinitate populară a soarelui și a focului, Sfântul provoacă tunete și trăsnete, leagă și dezleagă ploile și hotărăște unde și când să bată grindina. Legenda spune că în această zi Sfântul Ilie iese la plimbare pe cer într-un car de foc tras de 2 sau 4 cai albi înaripați, cu biciul în mână și trimite pe pământ tunete, fulgere și trăsnete, vânt puternic, ploi abundente și grindină. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au depistat ieri un bărbat care conducea un autoturism în valoare de 36.000 de lei furat din Elveția. Deși autoturismul figura ca fiind bun căutat pentru confiscare, bărbatul a declarat că nu știa acest lucru, fapt ce l-a lăsat fără mașină și a adus un dosar penal. Ieri de dimineață, la punctul de trecere al frontierei Giurgiu, un bărbat de 43 de ani din județul Neamț s-a prezentat pentru a efectua formalitățile de frontieră pe sensul de intrare în țară. Acesta însă a avut parte de o surpriză neplăcută. Autoturismul pe care îl conducea figura ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile elvețiene. Bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul de la un cetățean român contra sumei de 3.000 de euro și nu avea cunoștință de aspectele constatate de polițiștii de frontieră. Data de 19.07.2016, 08.30, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitățile de intrare în țară cetățeanul român Ion M., în vârstă de 43 de ani, în calitate de conducător a automobilului marca Mercedes C320. Urma verificărilor specifice s-a descoperit că pentru automobilul în cauză s-a fost introdusă o alertă de bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile elvețiene. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Autoturismul în valoare de 36.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. Ieri a avut loc prima repartizare computerizată a absolvenților de clasa 8-a. În județul Giurgiu, peste 95% dintre elevi au fost repartizați la un liceu în funcție de opțiunile pe care le-au completat în fișele de înscriere, iar la licee au rămas libere peste 200 de locuri.
Ministerul Educației a publicat ieri rezultatele pentru prima etapă a repartizării computerizate a absolvenților de clasa a 8-a. Potrivit acestora, peste 95% dintre elevii giurgiuveni au fost admiși la un liceu. Astfel, din cei 1319 candidați care au participat la prima sesiune de repartizare, au fost repartizați pe loc 1272. 47 nu au fost încadrați într-o unitate de învățământ liceal. În perioada 21-29 iulie, părinții și elevii pot depune dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Ministerul Educației a publicat și lista locurilor rămase libere în licee, peste 200 în județul Giurgiu. Pentru etapa a doua de admitere sunt încă locuri libere la Colegiul Național Ion Maiorescu, 2 locuri, la Liceul Teoretic Tudor Vianu, 18 locuri, tot 18 la Liceul Teoretic Nicolae Cartojan. Locuri libere sunt și la Liceul Tehnologic Ion Barbu, Colegiul Național Viceamiral Ioan Bălănescu, Liceul Tehnologic numărul 1 Giurgiu și Liceul Tehnologic Miron Nicolescu, tot din Giurgiu. De asemenea, și la liceele din județ mai sunt 10 de locuri disponibile. Candidații rămași nerepartizați din cauza opțiunilor insuficiente sau ca urmare a neparticipării la prima etapă a admiterii vor fi repartizați în data de 28 iulie. Aceștia își vor depune dosarele la liceele în care au fost admiși în zilele de 28 și 29 iulie. Persoanele fizice care vor să renunțe la mașina veche pentru a-și lua una nouă pot din nou să se înscrie în programul Rabla 2016. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat recent că numărul de tichete electronice pentru persoanele fizice a fost suplimentat. Persoanele fizice care renunță la autoturismele mai vechi de 8 ani pot solicita în baza programului guvernamental prima de casare și eventual un ecobonus pentru a cumpăra autovehicule noi. În acest fel, guvernul încurajează cetățenii să folosească mașini mai prietenoase cu mediul și în același timp ajută la îmbunătățirea calității mediului. Sesiunea de înscriere a persoanelor fizice a început în data de 14 iunie, însă administrația Fondului pentru Mediu a informat pe 8 iulie că după nici măcar o lună, cele 13.000 de tichete electronice erau deja epuizate. În acest context, autoritățile au făcut luni o suplimentare de 4.000 de tichete, astfel că cetățenii pot cere din nou prima de casare. Persoanele fizice care dețin mașini mai vechi de 8 ani și care vor să se înscrie în acest an în programul Rabla, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: să aibă domiciliu sau reședință în România, să nu aibă obligații de plată la bugetul local, să se înscrie la un producător validat pentru a cumpăra o mașină nouă, să obțină nota de înscriere, să predea mașina uzată unui colector autorizat și să obțină certificatul de distrugere, să radieze din evidența circulației mașina uzată și să obțină certificatul de radiere, să prezinte producătorului valid dovada distrugerii și a radierii din evidența circulației a mașinii uzate, să achiziționeze mașina nouă de la producătorul valid care a eliberat nota de înscriere. Concret, dacă aceste condiții sunt îndeplinite și dacă persoanele fizice și-au plătit către bugetul local toate taxele, impozitele și amenzile, acestea se pot prezenta pentru înscrierea în programul Rabla la orice producător validat de Agenția Fondului pentru Mediu. Despre prima ședință a Consiliului Județean Giurgiu nu se poate spune că a avut prea multe momente fierbinți. În schimb, ca orice început, au fost câteva situații confuze determinate de lipsa de experiență a noilor consilieri. Prima ședință de lucru a noului Consiliu Județean a avut loc pe 15 iulie și chiar la începutul ședinței au apărut primele nedumeriri. Președintele Marian Mina a supus la vot aprobarea procesului verbal al ședinței din 21 iunie, ședință care a întrunit Consiliul în vechea componență. Lipsa de experiență a unor consilieri noi și-a spus cuvântul, unii dintre ei neștiind cum trebuie să voteze din moment ce pe 21 iunie nu erau încă membri ai Consiliului și nu participaseră la ședință. Situația a fost lămurită de către secretarul județului Florin Dinu, după care la următorul punct, lucrările au intrat în normal. Se aprobă prima ședință de Consiliu. Toate procesele verbale trebuie să aprobate. Deci, cine este pentru? Ridicați mâna. În nou regulament avem și o prevedere care poate obliga prin votul majorității consiliilor ca fiecare consilier să-și motiveze votul. Ordinea de zi este aprobarea procesului verbal al ședinței publice de constituire din data de 24 iunie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu. Prezintă domnul Florian Dinu.
Da, deci reprezintă consemnarea dezbaterilor din ședința de constituire a noului Consiliu Județean. A fost înaintată, le-a studiat. Dacă aveți obiecții pe marginea acestui proces verbal, puteți să le faceți. Dacă nu, trebuie supus adoptare. Asta e procedura legală. Trecem direct la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? A fost adoptat. Restul lucrărilor s-au desfășurat fără probleme, doar cu unele discuții la câteva proiecte de hotărâre. Cele mai multe au avut loc la modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean. Are ambii părinți coreeni, însă s-a născut și a crescut în Canada, unde a început să joace în filme și să danseze încă de la o vârstă fragedă. Născută pe 20 iulie 1971, Sandra Oh este cel mai bine cunoscută pentru rolul din serialul Anatomia lui Grey, care i-a adus un glob de aur. Sandra Oh s-a născut pe data de 20 iulie 1971 în Ontario, iar ambii părinți sunt emigranți coreeni care au venit în Canada la sfârșitul anilor 60. Tatăl ei este om de afaceri, iar mama biochimist. Oh a crescut în Ottawa, unde a început să joace și să danseze încă de la o vârstă fragedă. La 10 ani a interpretat un rol într-un musical la școală. Sandra este o actriță canadiană câștigătoare a 2 premii Genie și un glob de aur, de 3 ori nominalizată la premiile Emmy. Cel mai important rol pentru care actrița este cunoscută este Dr. Christina Yang din serialul Anatomia lui Grey. This is unbelievable. This is unbelievable. I thank every single actor out there. I'm so grateful for having a job and I'm so grateful for this award. It's such an honor, particularly to be in such a wonderful category. În 2005, Sandra a intrat în topul celor mai frumoase 40 de persoane. Sandra este de asemenea câștigătoarea unui premiu Screen Actors Guild. Să urmărim acum rubrica Meteo. Vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării, except în regiunile nordice și centrale, unde rămâne rocoroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în estul Transilvaniei, poate izolat și în nord, și 31 de grade în lunga Dunării. Cerul va fi variabil cu unorări temporare după amiaza, mai ales când pe arii restrânse, îndeosebi în zona montană, vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va avea unele intensificări la munte și locală în restul teritoriului. Joi la Giurgiu, vremea va fi în continuare normală din punct de vedere termic, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade. În aceste condiții, joi termometrele vor indica 30 de grade la Mihăileș, Bolintin, Vale, Ghimpas, Comana, Giurgiu și 29 de grade Celsius la Izvoarele și Hotarele. Vântul va fi variabil, presiunea atmosferică va fi de 763 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 56%. Apele Dunării sunt în creștere cu 45-55 cm, cota probabilă probabilă fiind 232 centimetri. Doamnelor și domnilor, aici se încheie principalul jurnal TV Giurgiu. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!